Astăzi are loc ședința Consiliului Local din luna iunie, ședință ordinară, convocată de către primarul orașului Comăneci. Este întrunită majoritatea, sunt prezenți fizic în sală 13 consilieri, iar 6 prin intermediul online. Fiind întrunită majoritatea, ședința își poate începe lucrările. Rugăm pe domnul primar să ia cuvântul. Bună ziua, vă spun și eu. Bine ați venit la ședința de astăzi. Ordinea de zi este destul de restrânsă, nu avem multe puncte pe ordinea de zi. E vorba de proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind modificarea punctului 10, litera B din anexa 2 al HL numărul 221 din 21-12-2023, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024. E vorba de biletele la piscină. Unde s-a omis un articol acolo la mini piscină. Deci au sărit peste asta și a rămas fără taxare locația aia. 2. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închirieri teren. 3. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielor de transport pentru cadrele didactice de la Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica Comănești. 4. Proiect de hotărâre privind completarea HL numărul 30 din 28-3-2024 privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația Orașelor din România. Vorba de o completare de 3.000 de lei, că diferența e de la numărul de populației pe oraș. 5. Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciului local Eco Valea Muntelui Comănești. Și 6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui ședinței. Cam atâta avem pentru astăzi. Vă urez o ședință fructuoasă și benefică pentru comunitatea noastră. Vă mulțumesc, domnul primar. În primul rând, voi supune la vot procesele verbale ale ședinței din data de 30 mai 2024 și 12 iunie 2024. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. O să supun la vot ordinea de zi prezentată de domnul primar. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 10, litera B, din anexa 2 la HCL numărul 221 din 21 decembrie 2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024. Domnul Ionuț Albu ne-a prezentat despre ce este vorba. Materialele au fost... Ați avut materialele? S-au discutat în cadrul comisiilor? Dacă mai sunt discuții legate de acest subiect? Dacă nu, merg mai... supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Da? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închirieri terenuri. Domnul Cosmin, la fel, a prezentat toate aceste anexe care sunt acolo. Dacă mai sunt discuții legate de acestea, dacă nu, supun spre aprobare. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc! Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul Colegiului Tehnic Dimitrie Ghica Comănești. Materialul a fost la comisie, s-a discutat, dacă mai sunt alte discuții sau întrebări, dacă nu, supune spre aprobare. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL numărul 30 din 28 martie 2024 privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația Orașelor din România. Materialul a fost la comisie. Doamna Aron ne-a explicat despre acest material. Dacă mai sunt alte întrebări? Dacă nu sunt alte întrebări, supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc! Punctul 5. Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciului local Eco Valea Muntelui Comănești. Domnul Augustin Jitaru a venit și a făcut precizările legale. Am discutat și ne-a prezentat în cadrul ședinței. Dacă aveți întrebări sau mai sunt alte discuții, dacă nu, supun spre aprobare și acest
proiect de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Și ultimul punct, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Vă rog, domnul vice. La acest punct aș vrea să propun pe domnul consilier Dari Irine pentru președintele de ședință. Ok. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun la vot ca domnul consilier Darie Irinel să fie președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc! Aici am încheiat această ședință. Vă mulțumim de participare. Domnul primar? Mulțumim frumos pentru participare. Vă doresc vacanță plăcută dacă plecați în vacanță. Dacă nu, spor la treabă în continuare. Thank you.